primesc prea des televizoare la review. Din acest motiv, nici nu am vreun fel de aparat de măsură și nici nu mă pricep extraordinar de bine la calibrarea imaginilor. Așadar, review-ul de astăzi o să fie unul mai mult subiectiv. O să vă spun părerea mea personală despre cel mai interesant și cel mai reușit televizor pe care l-am văzut până acum, Panasonic EZ-1000. Panasonic EZ-1000 este un televizor superb, de dimensiunea de 65 de inci și este considerat flagship-ul OLED al celor de la Panasonic. Varianta EZ-1000 este disponibilă doar în această mărime, de 65 de inci. Cum deschizi cutia, primul lucru care te va face să te miri este cât de subțire poate fi panoul. Acest lucru este datorat și construcției panoului OLED, deoarece nu are nevoie de atâtea straturi de filtre și cristale precum are LED-ul. În partea de sus are doar 7 mm grosime, ceea ce este destul de impresionant. Evident că jumătatea inferioară este mai groasă, de circa 40 mm grosime, deoarece are toți conectorii, electronica televizorului și ce mai are el nevoie. Al doilea lucru impresionant este designul, mai ales designul standului de susținere. La prima vedere, am impresia că acel stand micuț nu are cum să țină un televizor atât de mare, dar chiar poate și foarte bine. După ce termin de admirat aspectul televizorului, observ sistemul de montare și soundbarul aferent. Acesta vine doar pentru modelul EZ-1000, nefiind prezent și la frățiorii ceva mai mici. Televizorul este simplu de montat. Eu m-am descurcat singură, dar o să ai nevoie și de o șurubelniță. Restul accesoriilor le găsești în pachet, plus instrucțiuni detaliate. Modelul de la Panasonic vine cu toate porturile de conectare de care avea nevoie. Ele sunt bine ascunse în partea din spate a televizorului, sub un panou ce se dă la o parte. Panasonic EZ-1000 vine cu două telecomenzi în pachet, una normală și una cu touch. Eu am preferat să folosesc telecomanda cu touch, pentru că am utilizat destul de multe aplicații precum Netflix, YouTube și este mult mai ușor să tastezi, să alegi literele de pe ecran folosind o suprafață touch, care îți permite să navighezi mai ușor și mai rapid. Telecomanda touch este foarte utilă și când setezi televizorul, când îl conectezi la internet și când te loghezi pe conturile tale. Oriunde ai un text mai mult de adăugat, eu îți recomand să folosești o telecomandă cu touch. În doar 5 minute, eu am reușit să conectez televizorul la internet, la wireless, fără probleme. Dar am observat că trebuie să le reconectez de fiecare dată când resetezi routerul sau dacă pică internetul. Imaginea obținută cu ajutorul procesorului de imagine Studio Color HCX2 acoperă aproape 100% din standardul de culoare DCI-P3 pentru conținutul video HDR și 4K. EZ-1000 vine și cu moduri precalibrate pentru a obține o imagine cât mai bogată și clară, direct din cutie. De notat că Studio HCX2 face și upscaling pentru resursele HD, să fie redate în rezoluția nativă a televizorului. Ba chiar are anumite sisteme prin care identifică noise-ul și le reduce, producând chiar un rezultat mai bun decât inputul original, în materie de calibrare a culorilor și a contrastului. Imaginile care pot fi redate pe panoul lui EZ-1000 sunt chiar spectaculoase. Am fost impresionată de calitatea streamului 4K HDR de pe Netflix. Contrastul este exact cum trebuie. Negru cel mai puternic, plasat lângă alb, nu prea nici un pic de color bleed, iar culorile parcă sunt aproape perfecte. Pare că mă repet, dar cel mai important aspect al lui EZ-1000 sunt culorile redate și contrastul de care este capabil pe pixelii adiacenți. Panoul este certificat pentru standardele HDR10 și HLG, fără Dolby Vision. Imaginile HDR au nevoie de un brightness destul de mare, iar EZ-1000 poate atinge până la 1000 de niți, ceea ce presupune că puteți viziona conținut HDR liniștiți. Soundbarul televizorului creează un sunet chiar surprinzător. Acesta se numește Dynamic Blade Speaker și a fost creat în colaborare cu experții de la Technics, care l-au și tunat pentru un sunet cât mai bun. Specificațiile spun că are 80 de W putere și asta se simte. Sunetul este unul clar, foarte puternic pentru un televizor, dar nu va înlocui niciodată un sistem surround dedicat. La capitolul input lag, pentru cei care sunt interesați să-l folosească împreună cu o consolă de gaming, Panasonic EZ-1000 atinge timp rezonabil de 25 de milisecunde. Mai mult nu pot să spun pentru că mă bazez pe specificații aici, neavând o consolă. Sistemul Smart, denumit și Home Screen 2, provine din sistemul de operare Firefox al televizorului și are mai puține aplicații, dar are cam tot ce ai nevoie, adică Netflix în 4K, YouTube și Amazon tot 4K.
În rest, nu am folosit decât extrem de rar alte aplicații. Poți customiza homescreen-ul cu ce aplicații vrei tu, iar prin intermediul FreeView Play ai potențial de a rula programele difuzate la televizor din trecutul apropiat. Un mic minus al acestui televizor este chiar sistemul de operare, Firefox. Anul trecut, Mozilla a abandonat complet dezvoltarea acestui sistem de operare, el fiind preluat de Panasonic. În teorie, este posibilă menținerea prin update-uri, doar ce Firefox era open source. Dar rămâne un mic semn de întrebare dacă Panasonic va continua dezvoltarea cu succes sau va trece la alt sistem de operare. Per total, Panasonic EZ1000 este un model extrem de reușit, de care mi-a părut rău când a trebuit să-l împachetez și să-l trimit înapoi. Nu am termen de comparație, deoarece nu am umblat cu multe modele ale competiției, dar l-am văzut la IFA pentru o scurtă perioadă și am rămas marcată de culorile acestui televizor. Parcă sunt cele mai bune pe care le-am văzut până acum. Evident că și prețul este pe măsură. EZ1000 costă aproximativ 30.000 de lei. Dar pentru cei care au puțină răbdare, tehnologia OLED sigur se va ieftini în următorii ani, iar potențialul este foarte mare, după cum arată toate modelele flagship lansate în 2017.